Deci gata, putem începe, da? Bună ziua, mulțumesc pentru prezență, trec direct în subiect. Nu e nevoie să vă prezint colegul care este împreună cu mine astăzi, domnul deputat Mihai Stănișoară, pe care îl invit să vi se adreseze. Domnule deputat, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Vreau să vă spun încă de la început că sunt un om care nu se uită cu mânie în trecut, ci privește cu speranță și încredere în viitor. Am luat astăzi hotărârea să intru în echipa Partidului Național Liberal după o chibzuință intensă. Un lucru mi este extrem de limpede astăzi, și anume acela că singurul partid care poate susține și implementa cu succes politici de dreapta în România este Partidul Național Liberal. Mă alătur practic domnului președinte Crin Antonescu și colegilor liberali în proiectul de desăvârșire a construirii dreptei în România. Am luat decizia să vin alături de ei într-un moment în care Partidul Național Liberal are mari responsabilități și foarte mult de muncă. Pentru că știm cu toții, sunt încă multe probleme de rezolvat în România și încă multe de construit. Mie unuia nu mi-a fost niciodată frică de muncă și nu m-am dat înapoi. Intru în Partidul Național Liberal asigurându-i pe colegii mei că voi fi un coleg și un partener onest, sincer, corect, loial și performant. Țin să-i mulțumesc domnului președinte Antonescu și celorlalți pentru încrederea pe care mi-o acordă astăzi. De asemenea, vreau să vă mai spun că pentru mine, începând de astăzi, Partidul Democrat Liberal reprezintă trecutul, iar Partidul Național Liberal prezentul și viitorul. Aș încheia spunându-vă că mulți dintre dumneavoastră jurnaliștii m-ați întrebat până ieri dacă voi depune o moțiune la Convenția Partidului Democrat Liberal din 23 martie. Astăzi vă răspund practic da. Depun o moțiune, ea se numește Adevărata Cale de Dreapta și este reprezentată în fapt de adeziunea mea la Partidul Național Liberal. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte. La congresul pe care Partidul Național Liberal l-a avut recent, în moțiunea politică prezentată acolo și adoptată acolo, se vorbește explicit despre deschiderea partidului și chiar apelul Partidului Național Liberal către personalități, către grupuri de oameni cu orientare de dreapta, precizând că partidul este deschis și dorește să aibă astfel de oameni în rândurile sale și în echipă. Domnul Mihai Stănișoară este un om de dreapta. În plus, domnia sa este un om pe care, așa cum știți, cum îl știm cu toții de ani de zile, orice partid ar dori să-l aibă în rândurile sale. E vorba și de statura sa politică, a fost prim vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, lider al grupului parlamentar din Camera Deputaților al acestui partid, dar de asemenea o vastă și importantă experiență în domenii de competență politică specială. Domnul Stănișoară, cum bine știți, a fost și ministru al apărării, a fost consilier prezidențial pe Securitatea Națională, a fost președinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României, a fost de asemenea membru sau conducător chiar al unor comisii internaționale ale Parlamentului României, din Camera Deputaților sau din Senat. O pregătire teoretică și o experiență politică de excepție,
pornind de la care, odată luată decizia domniei sale de a veni alături de noi, de a veni împreună cu noi în Partidul Național Liberal, voi cere biroului politic central și delegației permanente care este mandatată între congrese să ia decizii, să conducă partidul, ca domnia sa să îndeplinească o funcție de vicepreședinte cu atribuții în domeniul elaborării și coordonării politicilor privitoare la securitatea națională, într-un cuvânt. Aceasta este decizia mea. Vreau să precizez faptul că domnul Stănișoară nu a reclamat o asemenea poziție sau alta. Domnia sa a făcut o opțiune pe care eu o salut, pentru care îi mulțumesc și în legătură cu care îl asigur și pe domnia sa și pe toți cei care îl cunosc și îl respectă pe baza întregii sale activități politice, că este o opțiune câștigătoare. Că în Partidul Național Liberal dreapta va crește natural și va crește puternic în următorii ani în România. Dacă sunt întrebări de dorit legate de acest subiect, domnule Stănișoară, câți colegi din PDL vă vor urma? Pentru că știm că în acest moment, în partidul din care ați făcut parte, există o nemulțumire destul de mare față de actuala conducere a partidului. Nu am discutat și nu voi discuta cu nimeni din Partidul Democrat Liberal despre eventuală înscriere în PNL. În ceea ce îmi privește, a fost o decizie unilaterală și eu cred că fiecare militant politic, indiferent din care partid face parte, este responsabil pentru acțiunile sale. Domnule Stănișoară, aș dori să vă amintesc o declarație făcută de dumneavoastră în urmă cu ceva timp despre președintele PNL, Crin Antonescu. Spuneați atunci că Crin Antonescu șantajează adversarii puternici din PNL, invocând motive puierile, că nu ar da doi bani pe ce spun colegii săi și că permite intrarea unor persoane în partid care pătează imaginea. Care mai este poziția dumneavoastră acum? Eu nu-mi aduc aminte când am făcut-o, poate îmi spuneți și când, dar aș vrea să vă spun ceva. Sigur, polemica politică, și asta o dovedește întreaga mea activitate de când fac politică, eu cred că totdeauna trebuie să se rezume la un duel verbal care, poate chiar dacă mai e presărat uneori cu sare și piper, să nu depășească o anumită limită. Vreau să vă spun, în schimb, că analizând practic relația mea cu colegii liberali de-a lungul timpului, am constatat un lucru surprinzător, în bine, că pe domeniul în care am activat eu și pe care domnul președinte l-a amintit aici, acela de apărare, ordine publică și siguranță națională, aproape toate abordările au coincis, pentru că cred că aici știți și dumneavoastră foarte bine că toate subiectele majore în acest domeniu au întrunit, în fapt, consensul întregii clase politice, sigur, cu mici diferențe. Vorbeam despre declarație pe care ați făcut-o în octombrie despre președintele Crin Antonescu. Da, dacă îmi permiteți și mie să vă spun, există un circuit al polemicii politice firești și s-ar putea scrie volume cu declarații care s-au dat de către politicieni unii despre alții înainte de a fi la un moment dat împreună. Declarații ale, nu știu, lui Valeriu Stoica despre Traian Băsescu și invers până în 2000 și totuși ea sunt împreună. Declarații ale mele despre domnul Ion Iliescu 10 ani, 14 ani. Declarații ale mele despre Victor Ponta, ale lui Victor Ponta despre liberali, ale practic tuturor contra tuturor. Important este însă, în momentul în care iei o decizie, așa cum domnul Stănișoară a luat astăzi, pentru viitor, să nu să-ți răstălmăcești declarații anterioare. Pentru că nu va face nici domnia sa, nu voi face nici eu, la care poate veți găsi o declarație polemică, chiar la adresa domnului Stănișoară, mai puțin implicat altfel în astfel de polemici, ci despre proiectul căruia subsumezi aceste eforturi. Și viitorul acestei
relații și acestui proiect sunt foarte clare. Domnule Stănișoară, ce reproșați conducerii PDL pentru că totuși ați ocupat a doua poziție în partid și dacă ați avut o discuție cu domnul Vasile Blaga înainte de acest anunț? Nu am avut nicio discuție cu domnul Vasile Blaga. Am considerat că este bine ca toată lumea să afle în același moment despre hotărârea mea. Iar cred că la începutul discursului, micului meu discurs, v-am spus foarte limpede că sunt un om care nu privește înapoi cu mânie. Așa că ceea ce este important, este important ce se va întâmpla de astăzi înainte, din punctul meu de vedere, atât cu mine cât și cu proiectul în care m-am alăturat astăzi. Am ascultat ceva. Dacă îmi permiteți, nu considerați că ar fi fost normal după atâția ani de stat în conducerea Partidului Democrat Liberal, măcar să-i anunțați? Eu cred că abordările personale, cred că la fel de important ar fi fost să anunț pe ultimul membru din ultima comună. Am ales această cale pentru că eu respect la fel de mult pe ultimul membru din ultima comună din România ca și pe ceilalți care au stat lângă mine la un moment dat într-o poziție sau altă. Și apropo de citate, pentru că aș vrea să insist cu permisiunea dumneavoastră și vă dau și data, octombrie 2012. Crin Antonescu, cel mai ridicol și caragios român. Completez domnul Goe al Poziției Românești. Pe site-ul www.stăișoara.ro. Bun. Eu cred că răspunsul l-ați aflat. Sunt lucruri care țin de o anumită polemică verbală la un moment dat și care nu au legătură cu prezentul și viitorul. Să înțelegem că vă retrageți aceste afirmații? Puteți să înțelegeți ce doriți dumneavoastră. Important este să înțelegeți ceea ce v-am spus eu astăzi. Ce nu ne-a spus astăzi, domnule Stănișoară, este de ce ați plecat din PDL. Am înțeles că nu priviți înapoi, am înțeles că priviți spre viitor, dar de ce ați plecat? S-au acumulat... Ați fost atentă. Pentru că am spus, pentru că după o chipzuință intensă și matură, i-aș putea spune, am ajuns la o concluzie extrem de clară, că astăzi Partidul Național Liberal este singurul capabil să susțină și să implementeze politici de dreapta în România. Deci nu au fost mai degrabă nemulțumiri legate de PDL, ci oportunități în PNL? Sigur că atunci când iei o decizie, la luarea deciziei concură multe argumente. Însă eu vi l-am spus pe cel care contează cel mai mult pentru mine. Acela care ține de logica și de principiile mele de acțiune politică de dreapta. Cu Sorin Frunză Verde v-ați consultat? Nu, nu m-am consultat cu nimeni și v-am spus asta. Sigur, nimeni acesta nu include familia, pentru că mi se pare un lucru absolut normal și decent ca familia să fie la curent cu acțiunile mele. Dată fiind postura în care vă veți afla de acum înainte, domnule Stănișoară, e clar că va trebui să duceți un război politic cu foștii colegi în Parlament și nu numai. Cum vă raportați la chestia asta? Veți avea de făcut declarații destul de dure, de la PNL la adresa PDL-ului. Eu înțeleg ce vreți să spuneți, însă v-am spus-o și înainte. Eu nu privesc politica ca pe un război, o privesc ca pe o competiție. Și eu cred că normalitatea în politică înseamnă o dispută, dacă vreți, o competiție care să fie, în primul rând, interesul românilor și purtată cu onestitate, decență și multă, multă bună credință și bun simț. Domnule Stănișoară, la mehedinți, mă scuze o secundă. La mehedinți, știm că... Nu există un președinte al PNL. Veți ajunge... Da, există un președinte interimar. Interimar. Dar președinte. S-a negociat în acest sens? Veți ocupa funcția de președinte al PNL-Mehedinți? Domnul președinte, v-a spus Mehedinți. Înainte, domnul președinte Crin Antonescu, că nu s-a negociat nimic. Deci nu există un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vor urma negocierea în acest sens? Nu am hotărât încă nimic. Astăzi este un moment care se rezumă la ceea ce v-am prezentat și cred că este suficient. Vă tentează să candidați la șefia PNL-Mehedinți? Nu m-am gândit la așa ceva. Nu mă interesează, de fapt, domnul președinte v-a și spus că nu am pus nicio condiție de funcție, pentru că nu asta este important, până la urmă, pentru mine. Să știți că
și în Partidul Democrat și în PDL n-am primit nimic pe gratis. Nu mi-a făcut nimeni niciodată un cadou, ci atunci când am primit o demnitate, sau am fost însărcinat cu o demnitate, i-a avut în spate niște argumente solide, atât politice cât și profesional. Deci, cu alte cuvinte, eu cred că dreapta cale, dacă vreți să spun așa, este aceea în care convingi mai întâi de valoarea și de utilitatea aportului tău și abia apoi poți să pretinzi ceva. Și pentru că PNL este într-o uniune cu PSD-ul, cum vă veți înțelege cu președintele PSD, Mehe Dinț? Nu, el nu face, cred că, obiectul acestei discuții și este prea puțin important în proiectul la care m-am alăturat astăzi. Și despre legătura cu PSD-ul, e simplu. Uitați că viața politică te aduce uneori în situații pe care, așa cum ați mai auzit aici, le credeai cu greu posibile. Am făcut parte dintr-un guvern în care PDL a fost aliat cu PSD-ul 2008-2009. Vreau să vă reamintesc că în momentul în care a plecat domnul Sorin Frunze Verde, colegii din PDL au avut apelative gen trădare, gen lipsă de onoare. Probabil că le vom auzi și în cazul dumneavoastră. Cum vă raportați la astfel de... Trădare înseamnă să știu eu să cred, să pleci dintr-un proiect în curs de realizare, să ai anumite, hai să spunem, mijloace la îndemână prin care să faci un rău celui cu de unde ai plecat. Astăzi, Partidul Democrat Liberal este într-un moment în care chiar depunătorii de moțiune au, dacă veți citi moțiunile lor, constatări, a spune, multe nefericite la adresa situației partidului. Este un moment în care partidul își caută o cale, își croiește o cale. Eu am decis că, în fapt, proiectele mele și principiile mele nu le mai pot împlini acolo și este un moment în care plecarea mea nu afectează cu nimic PDL-ul. Acum încă este în dezbateri, pe ce drum o apucă, vor hotărâ în înțelepciunea lor foștii colegi din PDL încotro se îndreaptă. Dar deci nu este o trădare. Ok, spuneți-ne concret ce nu mai puteți face în PDL? Care sunt acele proiecte pe care le puteți realiza în PDL și le puteți în PNL? Deci eu cred că am fost extrem de limpede. Știu că dumneavoastră ați dori lucruri așa pumoase, picante. Nu am fost, dar dacă mă lăsați să vă spun, sigur că numai dumneavoastră vorbiți de 20 de minute și eu apreciez asta, dar colegi. Păi nu, da. Știu că puneți. Dacă mă lăsați să vă spun. Vă rog foarte mult să ne răspund. Da. Dacă vă rememorați prezența mea politică, foarte rar am ieșit public să spun ceva despre ce este în interiorul partidului. Am făcut-o în schimb cu o mare determinare în interior. Și din nefericire, probabil că niciodată stenogramele discuțiilor din Biroul Permanent Național sau Colegiul Director nu vor fi date publicității. Așa că eu nu o să mă prind în acest joc de a intra în amănunte care nu sunt legate foarte tare de ceea ce se întâmplă astăzi. Dacă îmi permite, puteți spune, vă rog, de când purtați aceste negocieri cu președintele Crin Antonescu pentru intrarea în PNL, mai exact? Deci, negocierile implică, cuvântul negociere, implică o cerere și o ofertă, un răspuns. Așa cum ați auzit, nu a existat așa ceva. A existat o discuție pe care am avut-o cu domnul președinte și un acord, să spunem, al dânsului că pot să mă alătur acestui proiect. Timpul a fost foarte scurt. Domnule Stănișoară, am înțeles că nu doriți să faceți referire la nemulțumirile legate de PDL, însă v-am ruga să faceți o descriere a situației PDL în acest moment, pe care o cunoașteți foarte bine, ocupând funcția, a doua funcție, cum spuneam.
Nu este un subiect și nu vreau să intru într-o asemenea, să spunem, etichetare sau analiză. Astăzi acest lucru, practic, nu l-am lăsat, ci asta e viața, îl vor face colegii mei, foștii mei colegi din PDL și colegii de arenă politică de astăzi și de mâine, urmând ca ei să ia decizia cea mai înțeleaptă la convenție. Să vorbim despre PNL atunci, domnule Stănișoare. Tot într-o postare pe blog, 28 octombrie 2012, vorbeați despre conducerea dictatorială și păguboasă a domnului Antonescu. Cum v-a convins, domnule Antonescu, în cele 5 luni că nu este vorba de o conducere nici dictatorială, nici păguboasă? Păi am renunțat la foarte multă putere la Congres. Domnul Ceracaliu, noastră am văzut că nu ratați și e și normal, nici o conferință de presă la Cotroceni. Nici la dumneavoastră, nici domnule Antonescu. Nu, la mine e și normal. La Cotroceni. Aveți și eu consider că aveți tot dreptul. Această voluptate de a aduce declarații cumva contradictorii. Oare nu-l întrebați dumneavoastră dată pe domnul Băsescu când mergeți acolo? Cum e cu înghițitul porcului? Cum e cu nenumirea unui prim-ministru? Cum e să-l numești? Cum e să semnezi pacte? Sau puteți să-l întrebați pe domnul Ponta? Cum căuta domnul Băsescu sticlă pe jos? Și cum e după aia să semnezi pacte? Încă o dată vă spun, îmi permiteți să vorbesc și eu totuși? Da, ce? Nu înțelegem ce relevanță are. Păi, când termin, mă întrebați ce relevanță are, dacă n-ați înțeles. Sunteți extrem de intransigent. Nu, Doamne ferește. Sper să nu deveniți chiar și agresiv. Doamne ferește, nu. Nici de așadar, din acest punct de vedere, declarații de felul acesta între oameni politici există foarte multe. Domnul Stănișoară, cred că v-a răspuns și a continuat în sfârșit cu asta, e irrelevant. Da, puteți să o faceți. Domnule Antonescu, de ce nu-l întrebați dumneavoastră pe președintele Băsescu? Sunteți al doilea om în stat, cel puțin teoretic ar trebui să aveți o relație instituțională. Este o conferință de presă pe care ați organizat-o pentru ca jurnaliștii să vină aici să le transmiteți mesaje, iar ei să vă pună întrebări. Prin urmare, domnule Stănișoară, cum v-a convins domnul Antonescu în ultimele 5 luni că nu este vorba despre o conducere dictatorială și păguboasă la PNL? Convingerea mea că PNL este proiectul în care mă pot alătura pentru, spuneam, cam împlini, dacă vreți, folosesc cuvântul ăsta, politic și profesional, este dată numai de atitudinea unei singure persoane. Sigur că atunci când faci politică, te încerci să te raportezi la numărul 1 întotdeauna. Însă v-aș spune un lucru care îmi este foarte drag la PNL, și anume că în Partidul Național Liberal nu există delict de opinie. Și cred că ultimele evoluții ale Partidul Național Liberal au demonstrat cu prisosință acest lucru. Domnule Stănișoară, scuză-mă o secundă, n-ați făcut referiri doar la un singur lider, ați vorbit inclusiv despre guvernarea USL. În septembrie anul trecut spuneați că guvernarea USL o putem caracteriza prin trei cuvinte: prostie, hoție și minciuni. Doamnă, deci lucrurile poate s-au încercat înainte explicații ca să priviți separat ceea ce înseamnă un proiect politic și un moment politic. Dacă vreți, atunci repet și eu faptul că există momente în arena politică în care duelul verbal te duce la anumite, hai să spunem, afirmații. Dincolo de asta, ceea ce trebuie să rămână și ceea ce este important atât pentru oamenii politici, dar mai ales pentru România și pentru români, sunt proiectele de substanță care duc spre schimbarea în bine a vieții în România. Domnule Stănișoară, v-ați dori să faceți parte din guvernul USL? În viitor, la apropiat, poate? Nu-mi doresc nimic în afară de ceea ce v-am spus astăzi aici. Domnule Stănișoară, mai am o întrebare. Vreau să vă întreb ce model de politică europeană aveți în această decizie de a trece la PNL, care este diferită de cea a domnului Frunză Verde, care trecea de la putere în opoziție. Dumneavoastră treceți din opoziție la putere.
Știți ce înseamnă asta, trecerea de la putere în opoziție și opoziție putere? N-am cerut nicio funcție. Deci nu vin undeva la putere, așa cum am declarat, vin să intru într-un proiect, să încerc să, așa cât pot și cum știu și pot să o fac, să am o contribuție la acest proiect. Legat de spune prietenul meu Sorin Frunză Verde, e un vechi prieten, sigur că momentul pe care l-a ales el îi aparține și poate că în ceea ce mă privește, sigur, am dat dovadă de mai multă răbdare și a spune o cred că acesta e cuvântul, de mai multă răbdare. Dacă îmi permiteți, mulțumesc. Da, dacă permisiunea dumneavoastră, ați menționat numele domnului Sorin Frunză Verde, atunci, dacă mi amintesc bine... Colegul dumneavoastră m-a întrebat despre el. Când a plecat domnia sa, mi-aduc aminte că dumneavoastră ați făcut o declarație la modul că nu plecați din PDL și dacă plecați din PDL, plecați cu totul din politică, casa părintească nu se vinde. Da, cred că am făcut o asemenea afirmație. Însă, adevărul este că erau două opțiuni pentru mine. Să plec acasă sau să continui, să încerc să continui unele, cel puțin din proiectele mele politice. Care, așa cum v-am spus și înainte, m-am ajuns la concluzia că nu mai sunt realizabile în PDL. Este simplu să pleci acasă, pentru că în fapt, dacă vreți, nu numai ca deputat, ci ca un politic care de peste 12 ani sunt, hai să spunem, la un nivel național, dar care niciodată n-a uitat sau nu i-a uitat pe cei care l-au trimis aici, adică pe cetățeni, pe cei care au votat pentru mine și mi-au dat, să spunem, posibilitatea să mă exprim politic. Am considerat că a pleca pur și simplu acasă ar însemna în fapt o trădare a lor. În ultimii ani, eu unul personal mi-am adus un aport, cred, considerabil la ceea ce la schimbarea în bine a turnului Severin și a Mehedințiului. Și ar fi fost o renunțare care, încă o dată spun, cred că ar fi fost o trădare a celor care m-au investit cu încredere și speranță. Domnule președinte, să ne îndreptăm către final, am ascultat toate întrebările, vă rog. Dacă îmi permiteți, aveți în vedere în perioada următoare să invitați și alți noi membri în conducerea Partidului Național Liberal? Vă întreb în contextul în care iată avem două nume noi, Klaus Iohannis și Mihai Stănișoară. Uitați-vă, eu nu cutreier orașul așa cu invitații pentru diversi cetățeni, oameni politici, devenim Partidul Național Liberal. Eu am o atitudine față de acest lucru. L-am propus această atitudine de deschidere pentru anumiți oameni. În Partidul Național Liberal, în moțiunea de la Congres, ea a fost adoptată, e, care va să zică, o invitație publică. Iar oamenii care doresc să facă politică de dreapta într-un partid puternic de dreapta și oamenii care, pe care Partidul Național Liberal, nu doar eu, îi socotim capabil de așa ceva, sunt bineveniți. Iată de ce pentru mine sunt infinit mai puțin importante declarații, critici, acuzații din decursul timpului, din contextul unei polemici politice și mult mai important ca un om cu anumite capacități, cu anumită pregătire și cu anumită experiență politică să se alăture acestui proiect. Deci, eu sper că oameni de calitatea, de anvergura și cu intențiile politice ale domnului Iohannis, ale domnului Frunză Verde sau ale domnului Stănișoară vor mai veni. Doamne președinte, aș avea întrebare atât pentru dumneavoastră cât și pentru domnul Stănișoară. Vasile Blaga spunea că este naturală o alianță între PDL și PNL. O vedeți natural, o vedeți posibilă și, domnule Stănișoară, cum ați da ochii atunci cu foștii dumneavoastră colegi, dacă s-ar pune problema de așa ceva? Partidul Național Liberal este angajat într-o alianță.
pe care o respectă, nu doar din respect pentru parteneri, respectiv USL, Partidul Conservator, UNPR, ci în egală măsură din respect pentru alegători. Noi am primit pentru 4 ani de zile, în această formulă, în această alianță și nu în alta, votul alegătorilor. Din acest punct de vedere nu se poate pune și nu se va putea pune sub nicio formă, cel puțin până în 2016, până la scadența acestui contract între noi și, între noi și alegători, problema vreunei alte alianțe pe care Partidul Național Liberal să o încheie. Mergând mai departe de acest aspect, împărtășesc pe jumătate aprecierea domnului Vasile Blaga. Dacă e vorba de niște programe ideologic de dreapta, sigur că există o compatibilitate. Există încă multe alte lucruri foarte serioase, foarte importante și de netrecut, care ne despart de Partidul Democrat Liberal, așa cum este el în acest moment. Domnule Antonescu, am și o întrebare, dacă îmi permiteți. Rostiție. O rostesc imediat. Vreau să vă întreb referitor la funcția de vicepreședinte pe care o va ocupa domnul Stănișoară. Cum este posibil, de vreme ce numărul și abilitățile fiecărui vicepreședinte au fost prevăzute în statut la congresul care a avut loc recent? Tocmai de aceea am spus că voi propune delegației permanente care deține între congrese puterile acestuia să găsim o formă prin care domnul Stănișoară să se poată ocupa practic cu această activitate executivă. Și aș vedea exact formele pe care delegația permanentă va decide. Și aș vrea să vă mai întreb, pentru că sunteți președintele Comisiei de Revizire a Constituției și știm că USL are o serie de propuneri, printre care oprirea migrației politice se bate cumva cap în cap? Se bate cumva cap în cap venirea domnului Stănișoară cu această idee? Venirea domnului Stănișoară este un act pe care domnia sa, un act politic pe care domnia sa l-a justificat aici și în acest moment nu contravine niciunei legi și niciunui articol din Constituție. Dar nu contravine totuși principiilor enunțate în campanie? La ce anume vă referiți? La traseismul politic. Nu există, din punctul meu de vedere, atunci când e vorba de oameni cu parcursul politic și cu opțiunile constante, pentru că dincolo de cuvinte și de polemici pe care dumneavoastră le selectați, există și anumite poziții politice, care sunt constante, la domnul Stănișoară, ca și la mulți alții. Nu pot fi subsumați, după părerea mea, decât formal conceptul de traseism politic. Domnule Antonescu, este al doilea om, domnul Stănișoară, care vine în PNL în câteva săptămâni și primește o funcție foarte importantă, o funcție de conducere. Aș vrea să vă întreb dacă ați discutat despre acest aspect și cu ai dumneavoastră colegi și dacă v-au spus că ar fi deranjați. Tulburătoare grijă. Întotdeauna sunt reporter acreditat la PNL. Da, eu am spus-o admirativ și oarecum recunoscător. Acum aștept și răspunsul la întrebare, domnule. Dacă erați atent, ați fi aflat răspunsul, pentru că eu n-am spus că domnul Stănișoară este. L-am declarat eu în birou la domnul Helvig, vicepreședinte. Ce am spus? Că voi propune biroului politic și delegației permanente. Și eu v-am întrebat dacă ați discutat despre aceste sosiri în partid și despre faptul că oamenii nou veniți au căpătat funcții foarte importante. Dacă v-ați consultat... Păi, cel privește pe domnul Klaus Iohannis, domnul Iohannis a căpătat, e termenul dumneavoastră, mă rog, nu l-aș împrumuta, dar îl citez cu respect și simpatie. Domnul Klaus Iohannis a fost ales de un congres în funcția sa. Domnul Stănișoară, dacă va îndeplini această funcție, o va îndeplini printr-o decizie pe care o va lua sau nu o va lua și atunci nu o va îndeplini delegația permanentă. Eu v-am spus că intenționez să propun. Nu v-am spus că domnul Stănișoară e acum proclamat de mine vicepreședinte. Până la urmă vă interesează să știți ce am discutat, cu cine am discutat. Nu prea am discutat. Discutăm în forurile politice. Dacă vor fi unii supărați sau nu, nu știu, o să aflăm atunci. Domnule Stănișoară, aș vrea să vă întreb ce condiții ați pus odată cu semnarea adeziunii la PNL. Dacă sunt lucruri pe care nu veți accepta să le faceți?
Trageți speranță, vă? Este un om cu vechime în PDL. Poate este obișnuit într-un anumit fel. Sunt totuși două partide cu doctrină diferită. Și n-aș spune că, cu respect, că n-ați fost atentă, dar am spus-o, că nu am negociat nimic. Credeți că n-ați negociat. Vă întrebam dacă sunt lucruri la care... Dacă n-am negociat, înseamnă că n-am discutat nimic despre, eu știu, cerințe, condiții... Da, domnule, eu vă mulțumesc. Domnule Stănișoar, ați vorbit foarte frumos despre principii, despre viitoarea dreaptă românească. Cu toate acestea, revin la vechile declarații, spuneți la nivel de principii că s-a făcut praf ideea de liberal și liberalism în România prin domnul Crin Antonescu. La nivel de principii, nu la nivel de declarație politică, cum vă regăsiți lângă un om care a făcut praf ideea de liberalism și liberal în politica românească? Este mai mult decât o declarație politică. Nu, dar n-aveți de unde știți dumneavoastră cât de, sau intensitatea, sau cât am pus eu într-o declarație politică sau alta. Dacă ar fi să... Cuvintele rămân, să știți. Dacă ar fi să vă răspund așa cu... știți, mai puțin serios, aș spune că am reevaluat situația. Ceea ce v-am spus și înainte este faptul că am luat o decizie care are în spate o, să nu-i spun analiză, că sună prea pretențios. Dar principii are în spate? Eu zic că are. Că ele țin de fondul problemei și nu de o coloratură sau o nuanță la un moment dat. Și a doua întrebare, vă frumos, că am ascultat tot de la nivel de reevaluare. Considerați că demiterea președintelui a fost o lovitură de stat sau nu? Nu doresc să comentez acest subiect. Domnul președinte, eu nu consider că a fost în 4 februarie domnul Frunză Verde spunea că și-ar dori să reconstruiască dreapta românească și că ar putea, ar intenționa și ar dori alături de dumnealui pe domnul, alături de domnul Stănișoară, pe domnul Videanu, Raicu, Rădulescu, Albu. Îi vedeți pe mai departe posibil posibil să se... Pe unii da, pe unii nu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Plăcută!